Salutare, în episodul ăsta vorbim despre cum ar fi dacă nu am avea sfârcuri, despre tricourile cu sâni, despre ratingul la viață și cum a fost la show-ul lui Dave Chappelle de la Londra. Nu, n-am voce de radio. Tu ai făcut reclamă la cartofi. Energie. Da. o spui așa, nu, nu sună deloc bine. Și a fost imaginea cartofilor. Făcut reclamă la cartofi. Podcast. 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 Hmm. Ce aveți voi pe birou? Hai să începem. Ce avem busc. noi pe birou? Pe căciula, căciula, căciula lui, căciula lui Cristi. avem polu. un buton, avem un cutter, avem aici ceva de băut. A, la asta te referi? Nu știu, Toma, ia. ia eu nu pun mâna, că dacă e... Poate <laughs> e, Au tot e bine, antrax. cu, poate e cu antrax. E cu ceva... Trupa, e, de antrax. Ia, tăietor. E, tăietor cer ca un medic. Așa îmi place, aș place, când, -ai că mi gândeam acasă și avea nevoie de un pic să-mi un scriitor. <laughs> <laughs> uh, mai rău mă deranjează de la astea, de la... Dar spune ce e. Ai primit? Este un coleg zi pe de care la cine l-am primit de la un fan. Nu știu ce și e. până desfaci tu, hai să menținem menționăm că am mai primit noi ceva de la o fană uh -huh. ne-a dat multe chestii și n-am zis niciodată nimic către ea. Un mulțumesc. Mulțumim! Ne-a uh, ne trimis multe chestii cu diploma pentru Sergiu, pe mm -hmm. numărul 1, o scrisoare lungă scrisă de mână în care zicea câte ceva despre noi toți. Ai citit, erau niște bomboane rânduri, niște bomboane alea, le-am da. mâncat eu pe toate. Îți mulțumim, fată! Și am, și -am, am, am supraviețuit. Da, și Sennie a de jonglat în tot Și sânii, da, și Sennie, mulțumim ah, foarte mult. Oh my God. Să știi că mulți, deci, mulți băieți da. au bucurat de Sennie. Sennie au terorizat comics-ul, da. efectiv. E incredibil cât de mult s-a jucat lumea cu ei. Ce ai făcut, Toma? Am deschis ca să ajung la deschidere. Și dacă mai aveți de trimis chestii, da, de mereu la pe la... Nerva Traian, Nerva 4, Traian la Comics 4. Club, unde uh -huh. puteți să veniți și la show de stand-up în fiecare weekend, pentru că n-avem coronavirus. Da. <laughs> -ave nu avem? Astăzi vreo. mă gândeam, cred Am că o să, să văd dacă încerc în ziua asta. Um, râdem noi, dar știți cine e cel mai safe de coronavirus? Ăia din Corea de Nord. În Corea de Nord n au nicio treabă cu nu intră nimeni acolo. Bă, da, ori e zvon, ori e știre pe bune, dar a fost un suspect, un oficial al Coreei de Nord, care când s-a întors în țară a fost împușcat. Uh, nu e, au, adică nu știu dacă e așa sau nu, dar căutând după aia că am căutat pe net, sunt mai mulți din demnitari de ăștia externi care erau în Corea de Nord sau care au venit în Corea de Nord și pe care i-au băgat în carantină. Și au da, zis, și unul a plecat din carantină, și pe ăla l l-au împușcat, așa. Okay. Și au zis, două săptămâni în carantină. După, după două săptămâni în carantină, au zis, ok, încă două. N-avem niciun simptom. Și zis, okay, încă două săptămâni în carantină. Iar... <laughs> vorbeam cu, scuze, vorbeam cu Geo mai devreme, că ziceam, că, oricum, și din punct de vedere birocratic, e mai simplu, probabil, să-i țină acolo. Că nu cred că au prea multe formulare de eliberare printate <laughs> da. <laughs> în Corea de Nord. Bun, deschidem. Uh, da, da, da. N-a sărit, n-a explodat nimic deocamdată. N-a sărit Antraxul. Asta citește cine are dicție yeah. de la noi. <coughs> Și aici avem... Asta deschis tu. Salutare, baieti. V-am trimis <laughs> ceva marunt. Am preferat să printezi ceea ce voi scrie, pentru că nu va înțelege nimeni dacă scriu de mana. Sincer să fiu. <laughs> Nici nu știu ce naiba să scriu, dar o fac. Nu, e, nu scrie numele meu pe ea, de ce mi dai mie? Wow, e și pentru mine? <laughs> Bă, citește-mă aia Jesus, 5 da. ai ani Poți să citesc eu până Da, E un breloc cu o șurubelniță Mulțumesc Dar Hai am, să vedem eu, eu am deja cam multe brelocuri Dar -am o fac, ce? smiley face Am fost la show-urile voastre de fiecare dată când mi-a permis timpul Vă apreciez munca și talentul vostru În ceea ce faceți și după fiecare show Plecam cu dureri de cap de la prea mult râs Aștept cu nerăbdare să veniți din nou în Timișoara Cât un mesaj pentru fiecare în parte Cristi. Mai schimbă drea cu Hanoracul acela galben, că ai creat un trend cu rahatul ăla de Hanorac. E schimbat. Sergiu. Da. Cu un cadou primit, sper să reușești să faci ceva cu el. Cu cadou. Cu cadou primit. Arăt cadou? Da, da, da. da. Păi, hai să vedem. Primul cadou. La mine noi este de aici. Primul cadou din cele pe care le-am primit noi, toți împreună. Da, aici e doar numele meu Bun, mai am un bilețel, Mi-a scris ceva de dragoste? Nu Este... Uh, greu Este un mini cel mai mic cuțit Cel mai uh, mic cuțit wow. ever Posibil uh. Cred că a tău a fost mai scump ca al meu. De ce nu ai trimis este la la fel? Este foarte nu? tare Este foarte deci, tare Deci oameni, dacă vreți să mai trimiteți Trimiteți la toți la fel Că este scandal Este minunat deci, Uite și tu Și o să-mi... Da, mersi mult de tot Stai să văd dacă pot să-l și închid Pot uh. Păi hai pe rând atunci, asta e că la, la Popescu Cel deja mai mărunt cuțit Cel mai... Așa a, a, se, și numește? Nu, am zis eu acum, a. probabil Ce cuțit mărunt Cât Drăguț. de tare e. Popescu, hai și tu la tine, că deja am citit și după arată și Toma la el da. Și la Sorin uh, tot și nu spunem La mine e o șurubelniță Că nu știu dacă e chiar funcțională Pare că am uh, cu capul bont. am folosit bont pentru prima dată <laughs> Bont. Intenția e acolo, de a fi funcțională, așa mi se pare. Dar oricum, un breloc drăguț, mulțumesc foarte mult. Eu sunt cel mai în măsură să am brelocul și pentru că sunt un om foarte handyman, așa, repar tot, oricând e ceva, la club, când e nevoie să... S-ar putea să fie ceva similar cu ce am luat eu atunci, după de Nu, dar cu și mic în el. Nu cred. Nu, pare a fi orun Hai să vedem, întâi să dacă scrie ceva aici. Dolphin scrie. Dolphin, bun. E un delfin atunci. Se deșurubează. Așa. Deș. No, no. Este o brichetă. O brichetă? E o brichetă? Wow. Aprinde. <laughs> nu cred. Uh, nu aș fi vrut, aș vrea să-i dau unoare lui Sorin să fac asta uh. pentru prima dată, că e cu gaz. Da, și asta da, să da, fie da, gaz. Da, da. De fapt, asta să fie bomba, da, 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 să fost e gen pentru zipo. Sorin. Da, Mamă, nu văd eu de aici, dau oamenii de pe YouTube. Da, îmi pare rău. Oia, o, să o a a a facem, o să facem poze, pun pe urmă pe, acolo fac câteva poze. Să pui ceva lângă ele ca să se vadă cât sunt de da. mici. Toma, sper, foarte tare. sper să faci cât mai multe live-uri pe YouTube. Apropo, cred că ar fi mișto să faci un live împreună cu un invitat. Da, și eu cred, dar nu am încredere în invitați că stau două ore și sunt interesanți. Spre deosebire de tine. Plus că trebuie să fac. <laughs> A, ah, dar ce ai primit tu, Toma? Eu am primit tu, nimic. Toma. Am primit nimic. Adică? Nimic. O bilă. Nothing. Ah, nothing. For the person who has everything. Ce Este toare. o bilă transparentă. Oh my igual. God foarte tare. Poți să-l pui în pomul de Crăciun. Da. Sau nu, nu nu, e prea mă, e foarte fan. Am putea să facem un show despre cadou tău. Un serial. Nu ați prins-o nimeni, nu? Ba da. tocmai de-aia. <laughs> nu cred că mai ții minte, dar am tot comentat pe YouTube că vă voi trimite un cadou pentru voi, însă am fost plecat în deplasări și nu am avut timp ține să vă trimit minte, coletul. Nu. De asta am oprit comentariile. Încă o dată, mulțumim, <laughs> mulțumim, frumos, mulțumim, foarte, mulțumim, mulțumim frumos Mulțumim foarte mult. Mulțumim mulțumim. Mulțumim. colțul până acolo undeva, cred. Mm -hmm. Foarte drăguți. Mulțumim tare. În sfârșit am reușit să-mi fac timp să vă trimit un mic cadou din partea mea. Sorin, de ce dracu trebuie să nu știu ce? Întrebare pentru Sorin irelevantă. Dacă sunt greșeli gramaticale, a, e, mie, stai liniștit, sunt. Salutări amicale, Seba. Mulțumim, Seba. Mulțumim, mulțumim Seba. Mulțumim. Seba. Da. Mai avem un bonus aici, mai avem o Mai Eu dă numit Mitran Jesus. Cum <laughs> era să, să, se fie un fix în inima lui Mitran <laughs> Funny Continua continuăm podcastul, nu? Da. Da, da. Am, uh... Că nu -avem, -avem, foarte mult spațiu pe carte <laughs> și te ducem după aia la spital. Am distrus... A, uh... Ah, Jesus, despre asta vorbeați, să da. continuăm podcastul. Am crezut că da, după da. cadouri și chestii, după ce mor no. eu aici. Man. <laughs> am, deci, um... porcăielile tale necate în sânge nu se mai aud, pentru nu microfonul zi. ăsta prinde doar tu, Doar să mai fi pus așa piciorul pe gura lui un pic să se mai oprească. Mă-ntind să dau urmă mai încet. Să nu se aude pe fundal. Cum urlă. ce îmi place sunetul asta. Am spart sistemul. Mm. Ce sistem? Wow, felicitări. Deci, mă gândeam așa, dacă cineva are boală serioasă pe voi și chiar sunt curios de răspuns, pentru o întrebare, și vă cumpără la fiecare șod al vostru, oriunde aveți, Câte, nu știu, să zicem că la comics vreo 100, rămân doar vreo 30 de oameni în sală care pot să-și cumpere bilet, el a cumpărat restul, știi? Așa. Și voi practic trebuie să faceți pentru oamenii, dacă vedeți în sală doar 30 de oameni, chiar dacă banii sunt aceiași, știi? Da. Că au cumpărat el tot și așa face la orice sală. La sala palatului la fel, vă lasă 100 de oameni. În cât timp credeți că v-ați sătura să faceți stand-up la, la chestia asta? Adică în cât timp ar deveni foarte frustrant? că v ar fi aceiași, dar efectiv nu ar avea lumea cum să vină la voi la show. Că Ar fi frustrant de la de prima dată când s-ar întâmpla. Prima dată ar fi mai mult, bă, ar fi mai mult ciudat, că nu te-ai aștepta la așa ceva. Adică de seară, când ai drum, să știi. Și să ai 30 de oameni, dar și împărțiți. Păi nu, că la club poți să pui, dar la sală. Dar la sală, da, da, da. Um, da, cred că foarte repede ar deveni frustrant. Eu m-aș bucura. Da, n-are cum să iasă un show bun. <laughs> La o sală mare cu 30 de oameni. Exact. <laughs> și atunci? De că să fie presiune că e multă lume și exact. poate nu este un show bun, da. dar așa. Măcar știi de la început că o să iasă în asol. <laughs> You level out the playing play field. Cum că ca să zice? Și ai, hmm. Eu aș fi fericit. s am bani garantați? Da, el cumpără toate biletele. Vă face rău în modul ăla? Nu, no, mai bine să fie o ea care ne urăște nu? Plus că gândește trebuie să schimbi materialul mult mai rar că câte 30, câte 30 până îți vin ție și văd toți oamenii materialul De ce să te duci în zona aia? Că nu ai rezistat, nu-l spune da. tu acum. Tu schimbi materialul pentru oameni? Da Nu da. cred, cred că Nu, cred că nu, no, 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 no. pentru oameni Pentru mine l-a schimbat probabil mult mai rar, de ție care îți place ce? A, <laughs> ah, nu-mi place. Nu, 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 nu mă țărge greșit. <laughs> nu da. mă țărge greșit. Unde? De ce soluție ați încercat? Ce ați face la chestia asta? Serios, dacă e cineva care vă urăște așa, mi, -mi se pare că poate efectiv să vă distrugă cariera umplându-vă de bani. Păi... E, it's win-win, adică putea că nu... să afli cine e, nu? Că dacă le ia pe ea bilete, își dă niște date acolo. E un sistem complex și care am... ia de pe foarte multe nume. E printr-un offshore și pare că toți sunt oameni reali. Ar trebui să fie cineva din industrie, ca să știe că e deranjant da, pentru comedian. Da, că s-a întâmplat chestia asta la un moment, dat, nu cine a făcut? 50 cent. E 50 cent, nu? Da, 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 nu știu. Unde? Ce? Da, de, a făcut detaliați. A făcut o singură dată, dar nu mai știu cui. La un concert cuiva, la, da, ala era ditai concertul de lansare unui album. Adică așa, știi? Că mă refer să fie constant asta cu taca, taca, taca. Și asta n-ar fi așa rău dacă ar fi constant. Ar fi rău să fie din când în când. Mm. Eu cred că aș vrea... M-ar frustra, evident că m-ar frustra, dar cred că aș vrea să mă împrietenesc cu omul ăla care are resursele și um, tenacitatea să facă asta atâta vreme. Dar el ar vrea să se cu tine în momentul ce face asta. Nu mă interesează, dar ce că Joe vrea să stea în casă cu mine? Dar n-ar de ales. Dar zic așa, aș, pentru că aș avea niște dar propuneri nu, pentru -ar el. Să trebuie resurse așa mari. Adică cred că orice milionar și ar permite să facă asta. Nu? Cred că avem definiții diferite de ce înseamnă resurse așa mari. <laughs> când zici orice milionar? Milio milionar în valută, nu? Da, da, în valută. Da. Păi da, mă, dar cât sunt? Că ai spus așa, ca și când e destul de chiar. Dar stai, vorbim sunt în toată lumea. Nu doar România, nu? Sau hai doar România, dar și în România cred că sunt niște sute. Clar. Și oricare din ăsta, dacă ar vrea. Păi dar n-ați răspuns la întrebare, în cât timp v-ați sătura? dacă ar fi weekend de weekend, acolo... în comics. N-are importanță, că tot am mai face. Că de acolo trăim. Nu poți să renunți că te-ai săturat și zici nu mai fac. Categoric. Am întrebat doar în cât timp ai fi efectiv dezgustat Cred că ne-am recalibrat, pentru că și show-uri la... Mai sunt top, cum a fost open mai de povestea voi trei 30 de oameni și așa. Mm -hmm. foarte bine. Adică sunt și show-uri ok cu oameni puțini. Eu cred că m-aș recalibra invers. Cred că aș începe să o dau cât de prost se poate ca să nu se mai țină show uri Adică să fie 15 oameni și să vină, dar să, sau să fie doi care au luat bilet. Și când vin doar doi care au luat bilet, nu le fac show. Vin și le zic, pă, îmi pare rău. Ea care au în sală, vă zic, vă dăm banii acum înapoi din buzunar. Dar ăla să continue să-ți cumpere biletele. Da, da, păi mm -hmm. el, el, le cumpără online. Dar cine vine în sală, le scot din buzunar, dau banii 39 de lei. Dar nu e un trișat ăsta? Că e oarecum, eu are cum în momentul la cumpăr, Adică tu ar să ții show Dar el ce face nu e tot trișat? Nu! E dreptul lui să cumpere bilete la show și e obligația ta de performer să performezi. Nu cred că e obligația mea să performez în orice condiții. N-am semnat un contract în care zic că mă angajez să semnez în orice condiții al spectacolului. Și așa la 30 de oameni în mod normal, anulez show. Nu ții la 30 de oameni într-o sală de 220. La cât ați ținut ultima? La cât ați ținut cel mai puțin show? Am mai zis asta mai multe ori. Când eram cu aristocrația, am avut, eram cinci oameni în trupă, trei oameni în sală. Ce tare. Aia a fost minimul, minimor. Trei oameni în sală? Trei oameni în sală. El comandante la vechiu, de la izvorul rece de acolo. Și a fost, Ma. eram chiar la început, era primele, printre primele dăți când facem. Chiar primul? Nu, nu, primele dăți, nu. Primele dăți, da. da. Bun. Așa o că, după, un spec după spectacolul ăla, patronul ne-a dat mașina lui să ne ducem la Constanța, să facem el comandat din Constanța. Așa de. Nu, nu înțeleg ce era cu omul ăla. În ce, de ce? Nu știu. Că nu era nimeni altceva care făcea stand-up. Ce? Era foarte puțin lume care stand-up și atunci ne-a dat mașina. S-a anulat și ăla. Ne-am dus cu mașina lui până acolo și ne am Până... <laughs> <laughs> ce fanic. Nu după ce s-au făcut câteva. Uh, cum să zice? Drifturi? Drifturi. Sau au s-au încercat câteva drifturi. Dacă plajă. mi pe plajă, da. Păi nu că Radu. Radu și parcă, parcă sar? Da, da. 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 Jesus. Ce um, oameni. Aș... am panicat când a dat cu... Cum se numește? Cu burta. Cu burta a dat de o piatră de ceva nu da. știu. Cu burta o treaptă. Și aș, aș minți să zic că n-am și filmare de atunci. <laughs> Jesus. Bun. Așa. Uh, avem întrebări. În sfârșit, a început lumea de pe Patreon să fie mai activă. Nu știu dacă mai activă sau pentru că s-au mai mulțit uh, Lasă mai multe com lume comentarii și o să ajungem imediat și la întrebările de Patreon, care vin săptămânal. Nu uitați chestia asta. Așa că de fiecare dată când postez. Bă, băgați-vă patreon -ul. nu, vine să cred că se ajunge la chestia asta. Că eu cred că problema e cu patreon pe care... La ce? La ce să ajunge? Zis La fapt am spus, mă, la faptul că nu comentează suficient de multă lume la postări pe cât aș vrea eu. Că totuși sunt vreo 60-70 de patreon eu patroni. dacă am de ales, eu plătesc ca să tac mai bine decât să vorbesc. Da, mă, dar da, tu cu părerea place tuturor. Nu, e nu, nu cred că celor 60 se de oameni de pună pe Patreon. niște întrebări. Eu aia încerc să zic. Să avem, să cât să pe Patreon intrebări? acum? Câți oameni sunt? 70, cred. Câte view-uri a avut ultimul <laughs> video de pe YouTube care a fost exclusiv pentru Patreon? Exclusiv pentru Patreon a făcut 130 de view-uri, cred, sau 140. Mulțumim tuturor care s-au uitat de pe calculatoare diferite. Că e asta au făcut. Au <laughs> vrut doar să uite din mai multe părți la podcast. <laughs> da, da. A, a reprezentat un interes maxim. Așa. Banciu. Banciu. Banciu și cu televizorul și experiențele de la TV. Gata, nu mai spunem. Uh, bun. Ce, ce rating credeți că ați avea per total în viață și cum v-ar influența dacă aș ști? Știți, pe principiu China cu ce vrea să implementeze cu sistemele cu AI? Cum era și la în Black Mirror. Cum era la și în Black Mirror, exact. Eu n-aș că ai văzut episodul că probabil te influențează în gândire. Acum, ca răspuns pe care l-ai dat. Acum mă influențează că ai zis tu că o să mă influențeze, până acum <laughs> nu mă influența. Ce rating așa aveam viața. E foarte greu. De e... la 1 la 5 sau la 10? Sau? De la 1 la 5, e Uber, clar. Eu credeam uh -huh. și la Uber că am 5. N-am de ce să n-am 5. E așa e? <laughs> și n-am 5. <laughs> cât ai? Nu știu cât am. Vrei să mă uit? Da, uitați-vă toți ce fel de oameni eu sunt. Eu toți? nu prea mai folosesc Uber, folosesc doar Bolt. și bine da, că, că e, hey. nu-i Sorin aici care are 2,5, că s-ar fi La Clever, probabil <laughs> că da. <laughs> e la Clever are. Și la Clever, exact. 4,88. Wow. Ce, wow, ce? Wow, ce e foarte unde mic. E mic? Ce? Da. Unde vezi la... Eu am 4,92 și uite la mine. Unde mă duc? La help? S-ar exact putea să ne ai atâta curse ca mine. Asta tot. Asta să fie singura diferență. Deci, devine mai greu să schimbi rating cu multe curse. Deci cât ai tu? Ajunge să iei una de unu. <laughs> Știi cum zi, se să schimbă rating-ul? <laughs> 488. 4... Unde te-ai dus, Sergio? Doar de pe meniu. Nu, te înapoi. Așa. De aici. 490. Deci, 495. Wow. Da, tu chiar dar... mergi des. Eu merg foarte des. Mergi des și stai la mama dracule, bagi o grămadă de bani în buzunar. Eu cred că, da. de, acolo apare știi că... eu cred că, că... Și și general... eu cred că uneori iau de acasă până aici. Iau... Oh my god, ok. Dacă am ceva de cărat sau așa. Adică nu... Că mă... Uh -huh. Înțelegi în, omul în în care termen... Vine de la unirii stai un pic, stai un pic, termen de poker, Sergiu balena Greșești Când, În mod normal, dacă iau de la mine de acasă Și vin până aici ar trebui mm. să, să fie omul mai mulțumit decât dacă iau de la mine și merg până la unirea. E același cost pentru mine. Eu tot 10 lei plătesc de aici până la unirea dacă nu e trafic. Deci e clar că ei bagă mai mulți bani în buzunar. Cineva îmi ia mai mulți bani până aici, că e minim cursa minimă. minim. Da. Și nu înțeleg. Eu sunt mereu amabil și încerc să... Dar n-am... Totdeauna. Și nu știu cum. Și așa că în, în viață cu siguranță, unde nu sunt mereu amabil, clar... Avea. Care sunt momentele în care nu ești? Cum vă purtați cu curierii? Am mai întrebat asta. Nu Las și bacșeș, mă, la curier. Ce și eu las Baxiș, tot timpul. Dacă tot timpul. Ce? N-am vorbit asta, nu v-am întrebat. Aveți senzația că nu lăsați. Am mai vorbit de asta. Ah. Am mai vorbit de asta, da. Ah, A, n-a fost să poate. Pare că nu s-a Dar dați-vă note. Răuși. Trebuie să vă dați de la 1 la 5. Eu mi-aș da un... Uh, Overall. 4. Un 4. pic peste păi o să încerci, 4, oricum o să încerci mai mult, nu? O să te străduiești mai mult. Dar asta e viață, orice dacă aspect al vieții. Crezi? Nu-ți vine dacă, dacă tu Depinde afli, dacă... să zicem că există deja un rating al tău și dacă la afli și vezi că e un 2,3, nu-ți vine mai mult să-ți bagi pola. Bine, așa, dacă e să punem în nota aia toate lucrurile pe care le știu doar eu despre mine, păi e unul. <laughs> <laughs> Unele lucruri au scăpat. Da, au mai e aflat. E, e nota dată de, de alții, adică doar bazat pe interacțiunile cu pe ceilalți Da, oameni. Da. Și o nota deci obiectivă. Total, total pe exterior, nu la ce gânduri bolnave aveți. Ah, oh, 5. Oh, <laughs> <laughs> Sub 4 mi da. Doar pe exterior? Da. pare -par un om bun. Asta e și problema mea. Nu înțeleg. Tu ai vrea să fii mai... Da. E foarte greu, dar du-te, dă niște, cum te porți cu alții. Știi de ce e greu? După capul meu e greu Acțiunile pentru fiecare, tale? că nu există uh, universal bun și universal rău. Da, fiecare interpretează da, cum da. a fost crescut acasă, e ok așa sau nu e ok așa, sau ești, e, cum ar zice, Sorin ca la femei. <laughs> <laughs> și acum le-ar le la le da, cumva. Le <laughs> E ca la femeie, atât cât înțeleg ele. <laughs> da, da. Și <laughs> vad de genul ăsta. Uh, da. Pentru că oameni diferiți vor lucruri diferite, și dacă unii se așteaptă să fie mai amabil cu ei, alții o să zică ok. O să li se pare că, e sunt, că ești prea. Uh, cum să zic, uh, you don't get to the point. O, te uh, deci, practic, te... ar ține doar de interacțiunea directă cu oameni, deci n-ar ține despre părerea oamenilor. Față interacțiunea de tine, nu? directă, Până, dar și când e zici. singur un animal, adică dacă e singur pe stradă și arunci pe jos, tot se vede. Știi că China asta vrea să A, implementeze se vede chestia asta. Ana mea. Complici lucrurile. Eu sau China? Tu, cu toate și cu coronaș, mă rog. Acum te-ai activat, se că tu flegmezi pe stradă, da. <laughs> se și mașină. <laughs> pe geam. Pe <laughs> închis? Da. Ar trebui când mai e Isaac invitat la podcast Neapărat povestea aia cu Când a aruncat el pe geam de mi spus și mie Pentru că mi se pare absolut magic Nu știu cum mai ține minte <laughs> Da, foarte drăguț Iar ce mai aveam ca observație Și o să trecem imediat la Restul Legat de Problema cu Original content-ul Pe care mi se pare comedianții o au din plin la modul că ți-e foarte aiurea să spui ceva și mereu simți nevoia să zici că ăla a zis aia sau nu știu cine, știi? Nu justifici o părere a altcuiva, ți-e frică de, de furtul ăsta intelectual până la urmă. Pe scene sau în afara scenei? Și în afara scenei. Adică ajunge ca tic, mi se pare, și în viața de zi cu zi. Da, cred că se duce un pic. Cu nu știu cine a zis aia, cine a zis aia. Și ce voiam să zic, nu vi se pare că totuși a început lumea să se dezvolte mai mult? Pe cât era de superficial tratat înainte chestia asta cu, cu furtul, intelectual, eu acum o văd ca pe o chestie, mă uit pe Facebook unde se ceartă lumea că aia a fost mema mea, ai furat mema fără să-mi scrii numele, da, fără da, să nimic. Da, mi se pare nimic. că de acum de multe se și exagerează, mi se pare că... Crezi că se duce fă... în cealaltă extremă? Da, 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 de multe ori. În afară de TikTok, unde care e bazat pe principiul de a fura <gred> Da, 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 <gred> cut, da, da. da, cu cât da, da. mai mult, cu atât mai mare succes cu TikTok. <gred> ah, Jesus. Dar zândeți ok cu chestia? Adică voi unde vedeți asta cu... Vedeți un beneficiu? Pe internet nu? o văd. De când e lumea cu furtul intelectual, mai ok. Și trebuie de... Băi, e, e, foarte frustrant când cineva îți pune materialul tău pe net, fără voia ta. Când îl pune la modul de te filmează. Da, a fost la... Cineva a pus audio de la ea și la un moment dat. Deci după aia am scris și la a jos. Dar te simți așa. Mai ales că mie nu mi-a acceptat YouTube-ul, raportul meu, reportul. Clemu. Da, Clemu e super uh, frustrant. Da, vi s a, vi s -a Băi... pus des material pe net? Pe sumă, nu? No. și nu știu cum mă simt în legătură cu treaba asta. <laughs> Sunt un pic așa. Bă, e bine că nu mi s-a pus, dar De ce problema nu s-a pus? Adică. Problema mi, -mi se părea o problemă mare când făceam glume scurte. Că alea le lua toată lumea și le punea și le făcea imagini și le făceau da. bancuri și erau pe site-uri de bancuri, bă, băiatul să pe bancuri. Și acolo mi se părea o problemă, dar de când am renunțat la chestia asta nu, mai, nu mă mai afectează. Cum vă simți dacă ar da cineva, nu știu, la open mic sau la astea, glumele voastre? Dar eu am auzit comedianți de la noi dând glumele mele da, în spectacol cu mine. Da, 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 da. That happened. What? Yep. <laughs> și cum te simți? Ești așa, pe jumătate mă că sunt, nu pe jumătate, un pic mă că sunt, că a influențat omul într-un fel. Adică e clar că ai o anumită valoare în ce faci. Dacă ăla a zis gluma e bună, s-a râs. Sau dacă pur și simplu a luat-o fără să-și dea seama. Pur Eu simplu... cred că spre asta tinde. Mi se pare că e mai inocentul meu. Cred că depinde în ce... general, da, nu în cazul ăla. Dar în general, da. Se întâmplă chestia asta. Rămâi cu ea în cap. Că mi s-a întâmplat și nouă. Rămâi cu o chestie în cap și după aia e senzația că ai inventat totul la un moment dat. Și... Așa am făcut eu cu becu. Da. Și, uh, da, dar tu te-ai dus departe, tu-ți făcut și fabrică și tot. Da, da, da. da. Și, uh... Mamă, câți bani ai pierdut atunci? <gri> Milioane. Da. Ai, ai, plătit creditul? Încă mai plătesc. Da. Să-ți mai vină idei. <gri> da. Dar e și foarte distrut. Și taie cuțitul ăsta. Cât ți-ar lua, asta mă uitam, la cât de lungă e lama, cât ți-ar lua să o omor pe Mitran cu cuțitul ăla? Uh, nu, n -ai, Și n-ai voie să bagi uh, mânerul, deci n-ai voie să bagi decât până la lama. Dar fără artere. La gât, trebuie să-l tai la gât. La, la, cred că la Sau la femurală. Mm, nu știu, dacă ajunge Sergi acolo, s-ar putea să-i excite și uite că trebuie să-l uh, omoare. <fânt> Apropo de asta cu furtul glumei, cred că contează mult și în ce dacă e o glumă mai veche, care ai dat-o acum câțiva ani, o, te mai deranjează așa mult, dar dacă e o glumă pe care o ai exact, acum, da. o ai acum, o dai, cred că e deranjant. Dacă A auzi ai de altcineva. De da. acum câți ani, ar fi ok. Să nu mai dau acum da? pe, pe scenă, da. Sau să nu am, am postat-o acum pe YouTube recent și să o aud chiar acum. Dar altfel nu. Și mai e o chestie, contează unde, dacă dacă o să zici și de la ai umor. <laughs> da. 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 Așa. Asta e un cancan vechi, căutați-l în podcasturile trecute, a fost o glumă. Bun, o să, o să citesc câte ceva de pe Patreon. Mi-a plăcut o întrebare foarte mult pe care sper să o găsesc. A, două mi-au plăcut. Nu știu dacă să le dau numele celor de pe Patreon. E prea privat? Cred că e privat, nu? Dă-le doar prenumele. Alina. <coughs> Alina, Alina întreabă, și mai cum. <laughs> care este o parte a corpului pe care nu v-ar deranja să o pierdeți? Burta. Părul Nu. Îmi place de Popescu. Da, mă, dar tu ai nici barbă. Tocmai ai de zi, asta. Popescu ca un ou? Tocmai de asta, că îmi crește părul foarte aiurea, peste tot e așa, timid. <laughs> Și aș vrea să pică, știi, uh, ori crește ca lumea, ori nu mai crește. Asta e doar așa. E, am un fir de păr, am un fir de păr pe lov urechi aici, nu știu dacă se vede. Îmi crește un fir de păr. Îl văd. Îl vezi și e alb, e cărunt. Am un fir, da, am văzut da, da. astăzi, n-am apucat să-l vezi? Da, da. O să-l tunzi. Da, dar l-am văzut astăzi când plecam de acasă, n-am apucat să-l Dar în afară de burtă, Sergiu, evident. Burtă, părul de la sub braț la nu ajută pe nimeni. Da. Din, asta, din cur. Ia, părul din cur, da, părul din cur ăla mă încurc de multe ori. Pe alții încurc. Da, dar ea cred că se referă la mână, picior, nu? Da, la, și eu mă gândeam la aceleași lucruri. Degetele orice... de la picioare. Sfârcurile. Sfurcurile sunt Sfârcurile, Degetele iosulă. mici. Sfârcu, doar, doar sfurc cu drept. Eu. Ai anunțat o fată înainte dacă, dacă n-ați avea sfârcuri? <laughs> e un moment în care trebuie să spui uh. asta înainte să te desfaci. Eu m-aș duce în baie și mi, -mi le-aș desena. Ai ruși la tine. Așa mai ruși la tine. Două, două, două nuanțe. Două nuanțe de ruși. Sau te duci în baie, te dezbraci și când te întorci stai așa. <laughs> Nu fii atent când îți tragi tricoul, să se prelungească cu sfârc așa pe jumătate cu... Sunt stii de bani, si sprins pieta! atunci vezi ce gem când ca și foarte sensibili. Aici. Aici. Dar n-ai putea să nu-i spui, nu? Trebuie să-i spui, serios, în modul serios că, că, trebuie să-i spui A trecut prin lege, efectiv Vedem, vedem ce are și ea că, că Să n-ai nici Cercul ăsta din jur, să n-ai nimic Nu doar sfârg cu sine nimic, nimic. Nu, 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 Aureola Aulă. Aula. Aula! <laughs> eu mi-a scris mi în profil la, la Tinder, nu, no, numai acolo aș putea. A scris, scris, bă, n-am. Oh, my God. Bă, dacă chiar ar merge chestia asta, dacă o, ar merge. Îmi plac plimbările, prin ploaie <laughs> și, și n-am spus. <laughs> Apropo! <laughs> Mădălina întreabă, fac el câte patreoane. Fete, mulțumim. Dacă ați avea superputeri, cum ați distruge lumea? Superputeri. Adică ce superputere am vrea să avem ca să distrugem lumea? Da. Um... Hmm. Gâdilat, să-i gâdil pe, pe, toți până mor. Ai avea răbdare? Nu, ai zice... Când mi-aș mi filma specialul așa, și el ar râde, ar râde, ar râde până ar crăpa. Să fie ceva patologic, pe la pe care să se ducă și mai departe, să gâde alți doi, trei oameni, să fie un fel de melemed ăsta de gâdilat. Da, da, da. De, să se ducă așa ca un val. Da. Eu aș vrea să, eu, am puterea să fac să ruginească orice material. Adică tu ai vrea să ai distruge lumea în timp. Da. Man, lucrurile bune să fac repede. Da. Sergio? N-am idee. Nu știu. Asta, cu ignoranța să distrugi lumea. Da. <laughs> Bă, să nu mai văd nimeni idei. Lipsa de interes pentru anumite să întrebări, mai abă, cu asta o să, să da, distrugi da, da, lumea. Da, da. Să nu mai văd nimeni idei la un moment dat. Știu ce super putere ca să distrug lumea aia, și mai lent de atâta. Să pot să, pentru oricine din lume, să pot să micșorez timpul la cât durează după ce a terminat un episod pe Netflix până începe următorul. De la 15 secunde să pot să-l duc la 13 secunde. Păi, și cum mai distruge lumea? Asta al meu mai lipită A, de Că nu te da, duci. Te, da. Așa mai profiți, sunt 15 secunde, ok. Dar dacă ar începe brusc următorul, ai fi mereu acolo. Da, asta e cel mai soft. Cel mai soft. Da, mod. Da, da. Asta e mai greu decât rugina, totuși. Da. Și uh -huh. poți să și maschezi mai bine, cumva, că nu. Da. Știi, că rugina până Hai să ne imaginăm care ar fi superputerea lui Sorin. Ce și-ar dori el. Cred că e ea. Ceva cu multe claxoane. Da, nu știm. Avem și ceva recomandări. În podcastul 137 ați vorbit despre procesul de învățare cu muzica instrumentală repetitivă. Ați citit vreodată despre conceptul de evanescență? Evanescență emoțională? Bunesc că e evanescență, nu? Da. Dar nu, n-am citit. Evanescență emoțională, adică are treabă da, nu, nu știu. Nici eu n-am auzit. Dar tu, parcă tu ziceai de... Sau tu ai vorbit despre asta, eu cred că nu a fost. Că înveți pe aceeași piesă sau lucrezi pe aceeași piesă, nu? Da, rău. am mai avut, am mai făcut mm. și așa. La un moment e dar. foarte multă lume curioasă, în principiu, oricum de cum ți-ai mărit tu memoria, Sergiu. Am văzut întrebări efectiv peste tot. Unde ai văzut întrebări peste tot? <laughs> pe -ai în live-ul lui Thomas, sunt o mie de întrebări. Dar când ți-ai mărit tu memoria? Dar nu mi-am mărit memoria, am învățat cum se memorează. Și, și sunt câteva, de câteva trucuri de memorie de și de acum e... undeva în spate, Dar... coada acolo. Avea un laptop mai vechi. nici nu-i îi face... <laughs> scoate și o bagă la calculator. <laughs> <laughs> mai dau la dează cât pe ea. Da, ai putea să mai spui. Chiar cred Pui, da, de știu nu, că... Sunt, mai sunt, nu, mai e, e, foarte simplu. <laughs> e foarte... Sunt asocieri de imagini cu respectivele lucruri pe care vreau să le învăț, spre exemplu, dacă vreau să le învăț într-o ordine sau... <coughs> și dacă vreau să le învăț într-o ordine, folosesc Memory Palaces. Adică și căutați Memory Palace și pe Google și o să vedeți mozile mele <coughs> despre cum... Zi pe scurt, ca o, ți imaginezi o casă da, mare. imaginezi o camere. casă mare și o, o, casă pe care o știi. Ideal. Spre exemplu, la tine acasă, o casă în care ai copilărit. Și în fiecare loc pe care știi cu intri, la intrare spui nu știu ce obiect, mai acolo spui și îți aduce aminte tot, pentru că îți faci traseul logic prin toată De aia oamenii bogați țin minte mai multe lucruri decât oamenii sărăci. La asta și mă gândeam da. acum, da, 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 din garsoniere. De, și, din... Da, cine sunt în garsoniere ține minte trei lucruri. Știe pinul, știe unde e garsoniera. Așa. Nu mai știe care cheie deschide ușa tot timpul, de bagă pe toate Dar am reușit să memorez foarte, foarte, foarte mult. Luceafărul? Adică eu care nu am, mi-a impresia că nu am memorie deloc. Și pe mine eu, pe mine ajută de când mi-am mm. luat whiteboard-ul și notez glumele și relația dintre ele, adică o simplă legătură. Câte, câte whiteboard-uri iei pe zi? Am făcut un test, m-a testat mădă și am reușit să memorez în două, două repetiții uh, 149 de glume. Să memorezi în două repetiții 149 de glume? Da. Cum adică nu înțeleg? Ai că am trecut o dată prin ele și am mai trecut a doua zi prin Bungele ele odată. tale. Da, da, da. Wow. Ok. În episodul 131, aproximativ pe la minutul 25, vorbeați despre spiritualitate și meditație. Bine, mai mult Sorin vorbea. Ați citit cartea tibetană a vieții și a morții? Dacă nu o recomand, cu mare drag. Nu, n-am citit. Nu, sunteți cu... Nu? Nu prea. Bun. Cu meditația. Cu meditația, da, e un meditație. Dar cred meditez. că te poate calma. Și-a luat Alina un aparat de să, de, să l să pui pe cap. Muse. Muse, da. Am auzit eu de ele. Da. Și... Și ce face? Uh, ai o piesă Cât cu un fundal sonor. poți să ai în tonalitatea aia? Hmm? Cât scepticism poți să ai în tonalitatea aia? Cu și ce face? E lipit de cap și... Atunci când nu te mai gândești la nimic și ești concentrat să respirați sau ceva, auzi niște păsărele. Și cu cât se-ți fuge gândul, se înrăutățește înrăută, ră, ră, vremea. Începe să plouă sau... Hai că te readuce tot timpul. Îți faci și invers. Sau... Adică? mie mi-ar mi plăcea mai mult să aud ploaie când sunt liniștit. S-ar putea să poți schimba. Sunt niște în în pula mea acolo. Da. De... Schimb numele între ele. Dar voi țineți la chestia asta? Ați încercat vreodată pe partea asta de meditație? Da, Ați eu, eu și, în acum în care... fac. Da. În ultimele 30 de zile, 20 de zile, am, am, am reușit să fac, am o aplicație pe care o. Tu ai încercat-o, nu? Da, ești, ești un pic curios? Da, da, vreau, vreau. Doar da? că uit să fac asta când am niște timp sau aș avea <coughs> disponibilitatea să fac asta. Uit, că nu mă. Eu am făcut la un moment dat și am făcut, făceam mai mult și mi-a plăcut foarte mult. Dacă-ți ai diferit. Păi ideea era să făceam genul ăla de meditații în care te concentrezi pe respirație, știi? Și încetul cu încetul să fii foarte prezent în moment. De-aia, acum, dintre noi, Sergiu și... respira cel mai bine. De da, departe. Da. Adică am participat și la concurs. Nu, dar sunt foarte care atent când respir. Da. <laughs> dar oricum microfoanele și... se te destul de self-aware. Dar uneori, adică acum este mai lucru că poate să-și vorbească să și în timp ce... Ca unul îl vezi. <laughs> îl vezi cum începe, e acolo, e cu respirație. și... <laughs> Așa e, știi cum Nu A fost la Olimpiadă Ce loc ai luat? De acolo vă cântăresc înainte de o, concurs? cu ești mai mare okay. Când mai faceți Ardemă, Ce Ceva ce oricum întreabă destul de multă lume Nu știi, în calendar trecut când se face următoarea filmare deci, o să apară următoarea filmare. Va face, da. Bănesc, e undeva, Dar bănuiesc că dacă în tot sfârșitul și vă doriți să apăreți în Ardemă, trimiteți poze la adresa din descrierea de la Ardemă. Te Ardem, arund. Așa. Ceva, Ceva <.ro>. Și dacă sunteți suficient de ardibili, vă ardem. Arde adică nu arzibil. trimiteți doar o poză seacă, o poză care să fie și cât de cât tentantă. Da, și uh, contextul, adică să fii într-un loc, ori acasă la tine, ori ceva care te reprezintă. Și e foarte important să țineți o foaie pe care scrie Ardemă da. de mână. E foarte important pentru că aia înseamnă că ați fost de acord să faceți parte din chestia asta. Că dacă, dacă nu e foaia aia, pare că am luat noi o poză de pe net da. cu cineva. Următoarea filmare este pe uh, 23 martie. Ardema. Deci, probabil, sunați acum rezervări la comics Club 0741 426 426. Ai dat telefonul? Hmm? Ai dat telefonul altcuiva de dai de pe acum numărul de telefon? Nu, e ăla de, 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 de rezervări. E ăla de rezervări. Da, e ok să-l dau de acum, că nu oh, o să sună oh, oh. nimeni. Okay. De asemenea, veniți la Open Mic în fiecare miercuri la Comics Club. <laughs> open Mic! Tris asta și din când în când mai venim și noi pe la Open Mic, mai cădem pe acolo și mai urcăm. Mai cădem și mai urcăm. Hmm. Îl știți pe Popescu de când avea păr pe cap? Cum credeți că ar arăta dacă și-ar lăsa părul să crească? Mă rog, dacă și-ar lăsa Dacă ar mai vrea părut să crească Cred că e întrebarea Nu cred că mă știți Nu e chestie de permisiune <laughs> Nu, nu Nu, eram <laughs> cel nu, el când era m când m ați întâlnit Da Și pe mine, mă sper că începe să mi se ducă aici Mai lăsa aici în dreapta Eu aș vrea să te văd bine chel E unul între Cred că ți-ar sta bine chel Nu știu ce să zic Sergio are capul Dar, -o da. e pătrat, destul de pătrat. Nu cred că e așa. Dar eu mă tundeam, mă tundeam super la unul, mă tundeam de obicei înainte să când nu, aveam, mai când, nu aveam, da, când nu aveam părul lung Așa, mă. și la fel în liceu există frisit, o poză pe internet cu mine când suntem toți atunci la retrospectiva da. deco bun vi s-a întâmplat să dați un comediant uh, de afară să dați de un comediant de afară să ziceți inițial că nu vă place și după un an să ziceți ăsta e aur adică spre exemplu eu am pățit asta cu Brian Regan și bla bla nu. Nu? N-ați avut pe nimeni? Toți au fost de la prima vedere, a zis că sunt bun și ați mers cu ei mai departe? Nu cred. Da. Da? Da. Nu prea mă uit. Nu știu să zic. Nu știu să-ți răspund la această întrebare. Probabil că da. Probabil că Brian Regan e un exemplu. Știu că am încercat vreo trei ori. Nu ți-a de prima? Nu. Și wow. de vreo trei ori. Cred că prima tăi tăi când, l am, prima am da, când am văzut, am râs cu frate cu lacrimi. Am no, nu, pentru că că ziceam că mi se pare că e nesuferit. Mi se pare nesuferit. Nu puteam să... Era... Da. Trecea foarte... Și am insistat și... Dar, dar în general, mă, sunt așa... Adică e... Pentru că e puțin atipic, de-aia poate să-ți dea senzația asta. Da, e ca la Asta zic, e că zic, nu înțeleg zic, această senzație. Și, și, și e, la fel, chiar când am văzut. De prima dată când l-am văzut, da. mi s-a părut Wow. La tine? Dragoș? Nu, no, nu, no, nu. No. Tu pare că Nu, nu, nu. Sunt unele specialuri care mi-au plăcut la fel de mult prima dată ca a doua oară, spre exemplu, dar nu are legătură. N-am mm -hmm. plecat mi-au plăcut. Da, e foarte drăguț. De la cine ați vrea să vedeți special acum, dacă ați putea să dați bani, să vedeți instant un special? La cine vrea uh, live, adică? Da, da. Brian nu? No? Viu sau mort? Da, Brian Regan, <laughs> că nu l-am văzut. Adică rest am văzut, am văzut și Izzard, am văzut Jimmy Carr, Louis K, am, am văzut o mulțime, Stewart Lee, iarăși. Și atunci ăsta e unul dintre ei pe care îi apreciez foarte mult și de la care nu am Da, merge la, 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 filmare de special sau nu, la un show normal? Ce v-ar plăcea mai mult? Show normal. Show normal? Da, show normal? da. da. da mai bine show normal. Da. Dar pe de altă distrage, parte... distrage atenția, mai vezi camera, cum se mișcă. Da probabil că și ei, indiferent și de la ei e presiune, da. da, da, da. Eu da. la de Chappelle, că îmi mulțumesc că mai ai întrebat chiar cum a fost. Era uh... da, <laughs> la filmare, se filma. Se filma. Acolo, când am... Uh... Dar părea că nu... A avut, nu știu, multe, 11 show-uri sau ceva de genul ăsta la Londra și cred că a filmat pe la toate. A, și că face și... special? Da, 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 da. Și părea că la show-ul ăsta părea că nu-i pasă. Cred că deja trăsese dubla aia bună. <laughs> și era, e și nu, ăsta de știi? Ego, da. nu, deja nu mai era atât de, aia, s-a jucat un pic sau mai nu știu ce, a fost foarte Dar spune în general de interesant. cine a fost în deschidere, de toată experiența, mie mi-a plăcut foarte mult atunci când... Ai, Băi, povestea. a fost în deschidere, a, asta mi se pare că a fost super, super show, adică chiar știu să facă show. Uh, când intram în sală era un DJ care punea muzică și la un moment dat a început să a uh, la un moment dat animal oamenii a pus să se ridice în picioare, să dea din mâini, să tot felul de, de chestii asta. Ca să-i demorțească. Da, da. Uh, a avut și un MC care a făcut și stand-up, un tip care era, nu mai știu, portorican sau ceva de genul ăsta. Și a mai avut în deschidere o tipă uh, care avea un monobrau <laughs> și era foarte sic așa, dar mișto. Și a mai fost un combat uh, un care era, nu mai știu, dintr-o țară de-asta musulmană, nu mai am aminte cum uh, și a fost foarte, foarte pe show așa, foarte pe, pe, pe energie. Și am simțit pentru prima dată chestia aia de, um, am stat între un tip, un negru foarte gras și un tip care era ceva musulman, știi? Și mai lângă era un tip care era indian, lângă el. Și simțeai când se făceau glume cu negri și despre alți și așa, simțeai un pic oh, tensiunea yeah. aia dacă râzi, dacă poți să nu, dacă se făceau glume despre religie din partea aia. Era un pic uh, chestia asta și mi s-a părut foarte interesantă să, să, o trăiești acolo pe, pe loc. Da. Uh. Dar mie Let's... mi se pare asta cu MC-ul ce ai spus -o, cu ăla de punea muzică și făcea lumea să danseze. Uh -huh. Adică, la un moment dat Fantastic. pe câte unul, a ridicat o tipă, a și era o muzică de asta, ceva hip-hop așa, foarte gang, și a ridicat pe unul alb ai okay, dansează și tu și era unul foarte cool și a zis, nu, tu stai jos că ești prea cool pentru asta, nu, vreau un alb-alb de la standard. <laughs> și a fost foarte, foarte interesant, adică chiar show mi s-a părut. El, adică materialul lui Dave Chappell nu pot să zic că m-a dat pe spate, poate și pentru că era foarte relaxat și nu dar el e foarte bun, mi s-a părut foarte bun. Și că știe foarte bine ce face și cum le livrează și cum, cum se joacă cu Mai că că face de 30 de ani Da, 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 da așa, așa pare, așa pare. Dar în schimb ă, a, la ă, vânzare Hanorace, ți-am zis, aproape 400 de lire, 300 și ceva de lire, Hanorac a făcut de special, de nu știu ce design. Da, era cu logo-ul Dave Chappelle și era negru ah, el și are linie de ăla. Da, da, nu era făcut cu nu știu cine și jumătate de mânecă era de blu, jumate din așa într-o parte era tot așa. Dar nu puteai să Și luat lume? S nu a luat nimeni. Era o sală de vreo 400 de locuri, cam așa era. Și, și am avut un mare că, bulan. Da că era sold out, de seama, toată tura asta era sold out. Și am zis, hai să încerc, dacă am o zi în care să hai să încerc. Și am intrat direct pe site-ul locației, veniului și am dat acolo, bai, hai să vedem ce se întâmplă. Și am reușit să duc până la final asta. Și am prins un loc. Probabil cineva returnat se fix atunci, să a să fie un bilet, fiind doar eu, nu fiind două persoane, am avut dar a costat o avere. 100 și ceva de lire. Osta în două lire. care este la mama dracu? Am stat în fundul sălii, până eram ultimul om acolo. Eu eram cu sunetistul, eram cârca mea sunetistul, care trăgea. Dar mi-a plăcut, a meritat. A, și mai era acolo la spectacol ea Will.i.am. unde la Black Mi s-a părut interesant, așa că... No, eram două vedete în sală. <laughs> There's your closer. Ai. <laughs> păi m-a oprit, n-am mai zis nimic. Bă, da, e, e așa mișto chestia asta de oameni că asta e un full show experience, e, efectiv. E foarte gros să-l numești că ai mers la stand-up. Mm. Da, clar. De-aia se și zice că nu poți să compari ce vezi la televizor cu ce se întâmplă în sală. Că noi, to toată lumea, tot judecă oameni care văd doar pe YouTube și stand-up. Dar nu e aceeași experiență. Că nu Veniți da. la stand-up. Uh, care e cel mai genant obiect de îmbrăcăminte pe care l-ați purtat vreodată? Ce înseamnă genant? Uret, în sensul ăla, sau a, care da Dacă te uiți da. la pozele cu mine când eram tânăr, tot da. e cringe, tot înainte să Eu am avut mă... bluși da. din aia de rapper foarte largi. <găt> <găt> și eu, o mode la un moment dat și am avut din aia. Nu cred. Da, negri. Aveai păr? Da, da, eram, cred că, prin gimnaziu. Păi nu e grav că aveai păr, că dacă erai chel cu... Nu, cred că... asta mai despre dus da. Și completarea de la Roxana Cred că aia lui Toma cu puloverul cămașă De data trecută a fost top L-am purtat câțiva ani pe la... Da, era, era, un pulover care avea alea de... Da, ăla avea, avea o bluziță albastră Arăta arăta bluză, nu era nici uh -huh. măcar plover Albastră și avea alea albe Dar știi că am fost cu el de multe pe la spectacole Da dar eu, da, sunt De fapt nu cred că sunt filmările Aveam eu la un moment dat și hanoracul ăla Căciulă cu cozoroc Aveam un hanorac roșu <laughs> Mult prea Căciulă cu cozoroc Am avut, am avut căciulă cu da, cozoroc știu. Da, 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 ai da, da. Zis, zis ce Am marat. avut un hanorac roșu care era mult, mult prea mare Adică nu, era, Cea era maica? mult prea mare <laughs> Și niște pantaloni Maro Deci hanoracul ăla aveam cu niște pantaloni Maro de raiat eu nu știu. Exact. Ce înseamnă mă de raiat? Eu nu știu raiat. de ce e vorba. E un material cu dungi. Ah, raiat, a, raiat. Gata, știu, catifer, știu. Catifer, oh raiat. my god, mi-l amintesc. De gata, catifer, gata, gata mi-l amintesc, catifer... mi amintesc. Da, 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 da mi-l amintesc. Lord. Da. Am mai avut, toamne. Toate porcările le-am purtat. Tu, Toma? Să de 16 ani, Doar mea. hainele care erau prea mari pentru mine. Purtam haine care nu erau, nu știam să-mi cumpăr mărimea corectă de haine, nici nu prea găseam corect, că nu erau. Eram, mai ales când eram mai mic, erau mai mic, da, gen în liceu. Uh -huh, uh -huh. Eram mic, eram foarte mic. Și nu, îmi luam cele mai mici, dar erau mari, că nu știam să caut altfel. Și mă duceam și era chestia aia de, bă, o să-mi vină la un moment dat. Știi? Da, mă, dar asta na, nu, nu, se pune. Eu mă A, la fel cu... Nu mi-aduc aminte să fi fost ceva atât de... Sigur au fost, sigur au fost, dar nu mi-e -mi nimic în cap da, că... A, da, 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 o să mă uit în poze training și. ați prins-o? Eu aveam unul capa, fake, luat de la mare și eram atât de mândru de el. Da. De erau evazați în partea de jos și veneau cu adida și alb, știi? Că se deschideau, mm, erau... Erau, erau pantalonia de tren care se deschideau pe, da, 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 da. pe o parte, erau cu capse pe o parte. aul doamne, erau din plastic aia, erau pungă. Da. Pungă vei, pe efectiv. Vă am, am văzut, am o chestie, uh, o să pun un link, uh, legat de simbolul ăsta internațional de uh, of access, se numește, uite, ăsta de aici, ăsta, <coughs> nu știți, cu omul... Da, am, un... am văzut și o știre foarte Să nu ba pentru da. handicapați, ca să înțeleagă toată în Da, da. No, da, așa e, e așa Pentru e, o, da. acces pentru persoane cu dizabilități, dacă vrei mai... Uh, care se folosește în diverse. Era pe, a fost pe Reddit o, o postare, și se folosește în. E, e o organizație internațională care se ocupă de simbolistic, asta special, și tot spune, și aprobă sau nu diverse. Și după aia mi se pare că și local, fiecare țară are autoritate care decide treaba asta. E descris în articol, nu intru în detalii. Ce mi-a plăcut însă, sau ce m-a uimit, a fost că la un moment dat, au venit unii, există, au, au făcut o asociație s-au adunat câțiva și au făcut o asociație care um, a propus alt uh, simbol de ăsta și care nu arată așa, care este, arată așa e ăsta de aici, o să vă dau da. link uh, okay. că vezi, doamne ălaltul arată că e prea disabled asta parcă arată că pot și ei, că e mai aplecat, că dă din mâini da. un pic și și este Se zbat. da, nu știu eu, eu, o să vedeți linkurile pe ecran, că eu unul care e mai ca și cum dă din altul. E stă, mai dinamic, e da. E mai dinamic. Și mi se pare așa o chestie jenantă. Mm. N-a fost aprobat de nimeni. Nici asta, organizația asta care l-a făcut pe ăla n-a aprobat, nici local n-a aprobat nimeni așa ceva. Pentru că scopul nu e să spunem că sunt și ei able să facă lucruri. Scopul e să semnalizezi cât mai clar, să înțeleagă orice om că acolo e locul pentru parcare pentru oameni sau pentru acces pentru oameni cu dizabilități. Nu e să-i facem pe ei să da. shame the people că nu Mai sunt Mai ales ei. dacă e atât de împământenit el s-ar exact. să derutesc Exact. Plus că asta e mai puțin clar decât ăl altul. Da. Alalt se vede mai, mult mai clar, mai simplu. Sunt niște reguli care au fost de-a lungul timpului cum să zic, încet încet s-a ajuns la ele, cum e cel mai clar, de la distanță, cum se vede mai bine. Cele mai... Sunt o grămadă de guidelines, hai să zicem reguli, că nu există reguli, dar guidelines despre cum e mai bine să semnalizezi treaba asta. Și mi se pare că sunt niște oameni care n-au ce să facă cu viața lor, care ajung, exact. nu au, ajung să, da, dar de ce să nu facem? Hai să facem și la trecerea de pietoni, să facem și, să punem o femeie pe trecerea de pietoni, deci noi punem fusta. De deci ce numai bărbații poate să treacă pe acolo? E sexist se semnul de trecere de pietoni. Da. E așa mi se pare. Cine, vreau să ne întreb, cine, cine editează episodul ăsta din podcast ca să știu dacă pot să zic chestia asta. Eu că dacă l -l ai de tăiat sau. Eu, l -l Eu, e. Eu nu înțeleg de ce se zice persoane cu dizabilități. De ce ai pus pusă negația acolo? Poate să zic persoane. Înțelegi ce zic? Persoane persoane fără fără anumite abilități, da, fără abilități. Nu așa ar fi? E ca și cum zici cu o persoană cu nemâini, la care îi da, lipsește. Cred că atunci când zici Știi, tu, o persoană cu nepicioare. zici, înțeleg de ce e funny, dar ca să explic cum cred eu, este că dacă zici cu dizabilități, nu înseamnă că nu are nicio abilitate. Dacă zici fără abilități, înseamnă că nu are nicio... Da. Cred că acolo e... De... Da. ai ajuns prea repede la asta. Mi-a mi, -mi se creierul cu idei. <laughs> <laughs> da, e ca biti funny. Da, ok. Bine, dar nu poți să faci așa. Da, mă mai Man, pot. Poți, la noi încă poți. mai da. da. La, clar, la comics nu e foarte la ok, mai avem scări și mai vin. Dar... La 99 nu. Da, La o rampă faci. Dar vă că la început aveam probleme la comics? Ca lune ca o... Oh my god, și-a rupt piciorul Cineva în prima zi sau... La deschidere atunci Da, 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 da. da. Dar nu și-a rupt, la luxat. Mai mă rog, la luxat. Dar apropo de haine, am am o haină. Hei, Sergiu, cu ce ești îmbrăcat? Hei, uh, mulțumesc că mă întrebi. Hmm. Este vorba despre o bluză de la Mădă. E dacă vreți Cine este mă, da? Stai suntem încă la întrebarea aia cu cel mai genant lucru pe care l-ai purtat? <laughs> așa. E, da. Dacă, așa vreți, clama, dacă vreți să vedeți, în special <laughs> pentru prietenele voastre, dacă vreți să vedeți, dacă sunteți fete și aveți prietene, uh, mădălinamatache.ro Dar nu, a, nu prea are de vezi, băieți, nu? Uh, cam asta e de băieți, dar dacă, na, la un moment dat dar te simți sens? mai sensibilă. Stai un pic, un pic. De, ce, de, ce, de ce nu-s de băieți? Ce nu-i... Mărimea, mă, că m-am uitat și eu. Din nou, întrebarea mea rămâne. Găsești, găsești și pentru nefemei. Sunt da? anumite croieli cu, pen, cu sâni. Și nu stau bine pe... Lasă-ți referi, sau... Croieli cu sâni? Da, măi, la femei sunt, sunt un pic altfel hainele. Cu sâni. Sunt da. tricouri cu sâni. Nu tricouri, la... Ba da, sunt și la cu sâni, poate la alea te tricouri. gândești. Tu? Sunt făcute într-un anumit fel să nu să fie sunt, loc. Nu. De <laughs> nu e nimic acolo. Ci... Arată la fel de platricourile dacă nu au sângi da. sub ele. au <laughs> Alea de femei diferă Sergio, un pic. Sunt <laughs> <s> <laughs> mai decoltate un pic și sunt mai scurte mânicele, dar nu sunt. Sau poate au o formă nițel, dar nu au sângi. <laughs> Fuck! S-au <laughs> <laughs> da, mărit ele la piept de la sâni, dar nu au fost așa inițial. Hm. <laughs> o să vină data viitoare. <laughs> El A văzut corsetele alea și chestiile alea care au așa conuri și știi? Și <laughs> flăcări. <laughs> Hai să încheiem cu asta, da, e ultima... Zic, E ultima chestie pe care o am Ultima uh, chestie Ultimul produs pe care l-ați cumpărat Strict, nu știu, ori de la, din cauza marketingului sau ceva Marketingul marketing Ce v-a făcut vouă așa? V-a făcut produsul la cochiu și nu l-ați folosit niciodată Eu mi-am luat o un grămadă tricou Ultimul mă Pe care nu l-am folosit niciodată Da, da un tricou online și un tricou online de pe un site din ăla de, de pe un site de pe internet și a fost mai mic și mi-a fost să l mai returneze. Bine, man. a venit Ol. cu sânti Da, Na. probabil. Nu nu cupele. Uh, la mine cred, dacă uh, pe care nu l-am folosit, a, a șaptea bor la fel. Uh, N-am două bor la fel. Mai mult, Joe m-a rugat să întreb asta că poate rezol ceva. Fiecare din ele are alte caracteristici care o fac atrăgătoare pentru nevoile mele de, de mește. Uh, nu, cred că ultima pe care l-am luat în ideea de a-l folosi, și nu l-am folosit, dar l-am văzut în marketing, a fost, uh, fost figurina cu care am făcut primul episod al meu de pe canal din studio figurinele pentru desenat ah, oameni. Ah, ah. Eu în cap meu inițial chiar am sperat că o să desenez. A, ah, serios? Eu da, am da, că da, ai intenționat... da, da, da. intenționat... Nu, așa ești episodul, când l-am văzut cât de căcat ah, s-a okay. făcut switch-ul înspre. Dar inițial asta era ideea să-l fac să arate. Ah, eu Chiar am crezut că le -ai... ai știut că eu o trusă la Catering pe care o scrie așa. Eu cred că există produsul original care e bun ah, și că ce-am luat eu niște chinezării. Uh -huh. Tu ce ai, Sergio? Ia ghici care e răspunsul meu. Nu știu. Cuțit. N-am idee. Chiar n-am idee. Cred cre că orice cuțit pe care l-au luat până acum, te folosești? Da, cum să nu? La ce? Tot Scubit felul. Deci uite, de-ți făcut cutia asta. Așa. Te folosesc cuțitul tau cutter. Da, folosești un cuțit anume sau? Cel mai des îl folosesc la pe care l-am primit de la băieți. Am. de la toți băieți. Credeam da. că te gândești că asta este o situație pentru cuțitul roșu. Nu, 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 nu. Al deci nu le folosești pe restul 25. Nu. asta zici și Toma. <laughs> <laughs> Te-am luat prin învăluire aici în KM. <laughs> Și mai am, poate mai aproape de alea, sunt alte figurine sale porno pe care le-am dus și la club. Dar, da. pe aici și aici și la club? E una aici. Dragor și le știe foarte bine deja. Da, 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 da. da. <coughs> da. Ai citit aia cu liberul arbitru? Am citit-o atunci, într-o oră după ce am luat-o că a să în ziua aia am citit-o și am și făcut am citit din ea ca să știu ce pasaj e bună, dar e mai mult eseu decât carte. Nu da, e? da, da, am citit-o și acum și nu mai are nimic sens. mai avem niște cărți de dată ar trebui să o dăm și pe aia și să o dăm și pe aia altă, cu focus. Da. Și, și în cum pachet de multe cărți care o să-ți facă giveaway e la mine acasă dar nu l-am adus. Ar acasă. trebui să-l aduci. La podcast? Nu știu undeva. Vorbim după. Dar rămâneți, sunt foarte multe cărți. Mi-au rupt spatele de la ușe de unde mi le-a dus curierul până la mine. <laughs> cărți, da. Eu am făcut selecția aia de cărți, da? Deci ce o să merite. Pentru că ție ți-au rupt capul. Bum, și cu această Pau. glumă. Hai. Hai să încheiem podcastul. să mergem că am de făcut și comedie. Să facem și comedie. Ah. Ah. <laughs> Bine, mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Nu uitați că avem un episod special pe lună care apare doar pe Patreon. Îl găsiți decât acolo. Și în fiecare weekend suntem la Comics Club. Dați like, share, și like și a... subscribe. Am învățat, și mai Am învățat cineva Club. să facă YouTube. Am, deci fac deja acum în mod consistent o mie de, cel puțin o mie de viuri pe fiecare video pe YouTube în primele șase săptămâni. Da. Nice. Așa că te rog frumos bă, Cred și că lui, fac bă. mai mult dacă postez doar thumbnail-ul Pe community pe YouTube Fac mai multe viuri. să mă abun la ce să întâmplă Ar trebui făcute foarte multe poluri în astea Ai o săptămână de pe ceva am da, cu da. poluri și atâta Să vedem câte... Că e riciuc foarte ok eu acum vreau doar să continuăm și-a dat cu căștile jos e așa o acord. Bine. Hai. Ciao. Gata, asta Pam.